Slăvit să fie Domnul! Amin! Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturi, în Cartea Evrei, capitolul 9, vom citi versetul 13, 14, 22, 23 și 24, pagina în Biblie 1181. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și după lege aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcută de mână omenească după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem împreună la închinare. Sunt pentru prima dată într-o biserică din Deva. Am o datorie mai veche, nu știu când s-o plătesc față de fratele Răducanu. El m-a invitat odată să avem o întâlnire cu tinerii două seri, am promis că vin, dar nu mi s-a întâmplat în toată cariera niciodată așa, n-a vrut nimeni să mă învoiască de la servici. Chiar așa au fost din potrivitor și acum îl văd pe fratele, îmi cer iertare public. Fratele Viorel ne-a prins că noi suntem în trecere pe aici și i-am spus că noi s-ar putea să trecem sâmbătă prin Deva. Și atunci el a spus, rămâneți la noi, nu m-am gândit atunci la oboseală acumulată. Și vorba fratelui Zaharia, nu-mi pregătesc din timp eșecul, dar azi noapte am dormit foarte puțin, așa au fost problemele, și de la ora 7 sunt la volan și de la ora 7 ștergătoarele mi-au mers mereu pe drumurile astea până la Deva. Și acum mă rog Domnul să-mi dea putere. Amin. Știți, erau în Fapte 20:9, predica Apostolul Pavel și Eutiha a dormit. Dacă era Pavel, a înviat. Întrebarea mea, dar dacă adormea Pavel, ce-i făcea Eutih? Acum, vrem în seara aceasta să ne bucurăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Inițial nou ni s-a spus că este o întâlnire cu tineri. Și eu când am ajuns la fratele Simeon, am deschis încă o dată Scriptura, nu știam la care predică pentru tineri să mă opresc. Dar constat că, în adevăr, în seara asta sunt mulți tineri aici. Tineri elevi, tineri muncitori și tineri pensionari. Și aveți o adunare plină de tineri. Și atunci am schimbat repede predica și îți dau posibilități. Ori dumneavoastră veți avea nevoie de cuvintele acestea, ori le predic eu, că am mai predicat de aici și mi-e mai ușor. Acum rămâne de văzut până la urmă care e adevărul. Dragii mei, am citit câteva versete din Evrei, din capitolul 9, unde Apostolul Pavel vorbește de existența a două temple. Templele acestea de care vorbea Pavel, atunci când el scrie, probabil Pavel scrie Evrei, către Evrei, atunci aceste două temple erau, existau. La Ierusalim era templu zidit de Irod cel Mare, deci era un templu pe pământ, la Ierusalim. Pavel vorbește de un al doilea templu care era în cer, Apocalipsa 15, și am văzut templul lui Dumnezeu. Ori, acum, noi trăim în vremea în care templul de la Ierusalim a fost dărâmat și templul din cer încă n-a venit, n-a coborât. Dumnezeu nu rămâne niciodată fără mărturie. Noi suntem acum, dacă vreți, în acea paranteză pe care o deschis-o Dumnezeu în istoria omenirii ca să acceadă și neamurile la mântuire. Că scrie în Romani capitolul 11, 25, versetul. Pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau, fraților, să nu știți taina aceasta. O parte din Israelul de acum a căzut într-o împietrire până se va împlini numărul de plin al neamurilor. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Noi prin faptul că evreii nu l-au primit pe Hristos, Domnul a îngăduit, dacă vreți, nimicirea acelui templu, au tăiat câteva din ramurile firești
Și au venit la Deba și au luat câteva ramuri și ne-au altoit și ne-au făcut părtași, rădăcinii și grăsimii măslinului. Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Spuneam, frații mei, Dumnezeu nu rămâne niciodată fără mărturie. Templul din Ierusalim a fost dărâmat. Odată am ajuns și eu în Ierusalim, prin bunăvoința unui nepot de-al meu, și am fost curios să ajung la zidul plângerii și am ajuns acolo. Un zid făcut din pietre mari, în care evreii plâng și plâng cum nu s-au plâns la Dev aici în adunare de multă vreme. M-am uitat acolo, am pus și eu mâinile pe zid, am făcut o poză ca să rămână în amintire, dar m-am uitat la ei curios, așa ca un copil. Mă duceam, mă uitam la ei, domnule, evreii plângeau. Aveau lacrimi, stăteau poate ori în șir cu mâinile puse pe zid și plângeau acolo. Plângeau în amintirea sau plângeau de istoria pe care o aveau ei referitor la zidul acela. Dar templul de pe pământ nu mai era. Spuneam, templul din cer încă nu s-a coborât, iar Dumnezeu la Deva are templu. Și acum aș vrea să folosesc o paralelă. Fie că vorbesc de Biserica Domnului, cum spune 1 Petru capitolul 2, versetul 5, și voi ca niște pietre vii, sunteți chemați ca să alcătuiți o casă duhovnicească și să aduceți jertfe lui Dumnezeu. Locul unde se aduc jertfe lui Dumnezeu e templu. Ori fiecare din noi este o piatră vie pusă în zidul acesta care alcătuiește templul lui Dumnezeu. Eu pot să spun fără teamă de a greși că templul lui Dumnezeu este aici, în mijlocul bisericii. Amin? Apoi există un al doilea templu, în mod personal, în mod privat. Scrie 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Sau dacă vreți, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18 și 19. Fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul, e în afara trupului lui. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului lui. Și versetul 19 reia Pavel și spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în voi? Deci aș vrea în seara aceasta să vorbesc de aceste două temple. La mod general vorbim de Biserica lui Dumnezeu, care e templul lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului, iar în mod privat, fiecare, în mod personal, este un templu și Duhul Sfânt locuiește în el. Vom păstra această paralelă atâta cât Domnul ne va ajuta. În Matei 26:41 spune: Duhul e plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Eu m-am rugat Domnul: Doamne, fă frață să vadă Duh plin de râvnă, nu carne neputincioasă. Dar acum să vedem dacă Domnul va asculta și pe voi și pe mine, da? Haideți să începem cu debutul, cu inaugurarea sau cu deschiderea templului de la Ierusalim. Spune cuvântul Domnului că în momentul când au fost terminate lucrările pentru templu, după ce a fost așezat altarul și marea de aramă pe cei 12 boi, în partea finală a fost așezat chivotul la locul lui. Și Biblia spune acolo în Cartea Împărați, când a fost adus chivotul și a așezat la locul lui, s-au adus jertfe. 22.000 de boi, cred că la Deva este abator, nu știu câte tăieri sunt acum într-o zi, și 120.000 de oi au fost aduse cu ocazia aceea. Mai târziu, când s-au deschis templul, s-au adus jertfe și nu s-au mai putut număra. Mai multe, probabil, decât spun eu acum. Vă dați seama ce muncă era în ziua aceea? Vă dați seama că sute de leviți, câte piei de animale, câte coarne, câte copite, câte măruntaie trebuiau carate afară din tabără și arsă, cât sânge o curs la deschiderea templului. Vă dați seama că erau într-o ceată de leviți 4.000 de oameni care cântau cu instrumentele. 4.000 de oameni cântau dacă un neavizat, dacă un străin trecea, cred că la un kilometru, sau 2 kilometri, s-auzeau vuietul cântărilor în deschiderea templului. Și mi-aduc aminte că scrie în Scriptură că atunci când a fost adus chivotul și așezat la locul lui, spune Biblia că slava Domnului a umplut templul. Un nor
în care era prezența lui Dumnezeu o coborât și leviții și preoții repede au fugit afară că nu puteau să suporte prezența lui Dumnezeu. Deci în deschiderea, în debutul, în inaugurarea acestui templu, a început cu o prezență dovedită a slavei lui Dumnezeu. Maria, îl vedem pe Solomon îngenunchiat și cu mâini ridicate în fața altarului și vedem din nou prezența lui Dumnezeu acolo în templu. Mergem la Ierusalim, în odaia de sus, se aude un vâjuit ca de vânt, sunt strânși ucenicii peste 120 grămadă, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțându-se peste fiecare din ei, toți au început să vorbească în alte limbi, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, mulțimea curioasă s-a adunat, se ridică Petru și are o predică extraordinară. Și în urma predicii sale au rămas mulțimea aceea străpunsă. Ei erau rămas străpunși în inimile lor și au zis, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, că făgăduința aceasta e pentru voi și copiii voștri. Și la numărul ucenicilor s-a adăugat odată 3.000, odată 5.000. Oare cum predica Pavel? Oare cum predica Petru? Oare cum o predica Ștefan în Samaria? Ce putere aveau, ce convingere, ce autoritate aveau ei în cuvântarea lor? Dar iată că debutul bisericii a fost în chip extraordinar, cu putere, cu vâjâit, cu limbi de foc, și apoi vine Biblia și spune, Fapte 2:42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni, Fapte 4, toți erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, nu-și permitea nimeni să lipsească odată. Voi vă mai permiteți, nu? Să lipsiți la serile de rugăciune. Eu mă bucur să văd sâmbătă seara rugăciune atâția frați. Dar când mai aveți în timpul săptămânii? Joi mai aveți rugăciune? Avem marța și sâmbătă. Marța. Pot să spun că cine a fost marța sau marța a fost și sărbătoare ceva? Să ridice mâna sus care a fost marța la adunare. Dar nu mai ridicați, nu mai ridicați, că s-ar putea să fie o rușine pentru tot comitetul adunării de aici. Dragii mei, ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Ce făcea asta? Prezența Duhului Sfânt în inimile lor. Ne aducem aminte de deschiderea adunărilor noastre. Dacă Domnul mă ajută, în februarie împlinesc 55 de ani, îs născut în pocăință, mama mea născut în 1930, născut în pocăință, bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, în luna februarie a fost arestat, prins la rugăciune și desculț, nu i-o da voie să ia nici bocanci în picioare, desculț pe gheață, a fost la Cernăuți și a făcut 4 ani de pușcărie. Mama spunea, înainte de a pleca la Domnul, ea își făcea așa o mustrare și îmi spunea, măi, aveam 5 ani, mamă n-aveam, că eu a rămas orfană de mamă de la 6 luni. Aveam numai tată. Și când aveam 5 ani, eu făceam la poartă, în luna februarie, făceam de pază, că tata era în casă cu frate. Și m-am dus în bucătărie să iau o bucată de pâine și când am ieșit, jandarmi era un prag și am văzut cum l-a luat pe tătuța și a vrut să-și iei bocance și unul l-a smuncit. O să ai mergi disculți pentru pocăință. Și l-a dus și a stat 4 ani și spune, a rămas fără mamă, fără tată, 3 copii, o soră și un frate mai mare și ne hrăneau frață, dormeam prin șan, dormeam pe unde puteau, dacă ne dau o bucată de pâine, cine avea, dacă nu ne dau o bucată de pâine, ne culcam flămânzi, eram fără mamă și fără tată. Aveam tata la Cernăuți. 4 ani de zile o făcut pușcărie și apoi Domnul a îngăduit-o de acasă, eu l-am prins pe bunicul, am stat de vorbă cu el. Frații mei, dar voiam să spun altceva. La noi s-a deschis adunarea cu 3 frați. Toți 3 au fost la Cernăuți. Toți 3 au venit înapoi. Și în câțiva ani s-a umplut adunarea prin credincioșia și lumina care au avut-o frații aceștia. Acum în adunare noi sunt sute de frați și surori botezat, avem cor, avem orchestră, avem cor bărbătesc, ne-am organizat. Dar sămânța au plecat de la bunicii noștri și eu mi-aduc aminte de închinarea lor. Mi-aduc aminte de acele case în care stăruiam, în care curgea transpirația pe pereți, case cu tavanul jos,
Ne aduc aminte de cămășele alea care erau ude, ude, și mi-aduc aminte când frații la rugăciune, numai ce se înființase colectivul atunci, și ei purtau așa o durere în inima lor, și când veneam la adunare, așa plângea adunarea, și așa se rugau cu mâinile în sus, și atâta se mai auzea prin adunări un strigăt, poate frații îmbătrânși mai aduc aminte, vino Doamne Iisuse, și acum trec săptămâni și nu mai auzi strigătul ăsta și dorința asta exprimată în rugăciune. Și mi-aduc aminte că nu a foc adunarea, și mi-aduc aminte de cântările în altă limbă, zeci de frați cu mâinile în sus, de bătrâni cântau în altă limbă. Mi-aduc aminte, nu era slujbă fără prorocie, fără vedenie. Însăși frații la cuvânt, când eu eram copil, spunea, cântăm o cântare și un frate îndemnat de Duhul Sfânt să ne predice. Și ieșeau frații mânați de Duhul Sfânt și mi-aduc aminte un frate odată o predicat de pământul inimii noastre. Să n-aibă bulguri, să fie așa, explica el. Când o gătat el predica, s-a ridicat un frate, am avut o vedenie în timp ce predica fratele, s-a văzut un ogor, toate erau într-o mare legătură și Duhul Sfânt lucra extraordinar. Dacă vorbesc de templul meu personal, mi-aduc aminte de post, de rugăciune, de sările de stăruință, de zilele când nu mai puteam vorbi, că eram prea răgușit, de nopțile în care îngenuncheam la marginea patului și până dimineața poate mă rugam cu mâinile în sus, de fiorul acela de cercetare, așa cum spune în Psalmul 84, inima și carnea strigă către Dumnezeu când striga din tot trupul și era o bucurie extraordinară. Așa a fost în templu, așa a fost la Ierusalim, așa au fost începuturile bisericii și așa am început eu pocăința. Și acum ne întoarcem la evrei. Ne întoarcem la templul din Ierusalim și constat cu durere că evreii nu au rămas la înălțimea chemărilor. Evreii au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Evreii s-au depărtat de Dumnezeu. Ei și-au pus nădejdea doar în templu, fără să mai aibă o relație cu Dumnezeu. Și au venit romanii, au dărâmat zidul de apărare și istoricii scriu că în momentul când zidurile Ierusalimului de apărare au fost dărâmate, mulțimea a îngrozit, a fugit în templu, s-a baricadat și ei au spus, templul Domnului nu poate fi cucerit. Aici e Jehova, aici e Dumnezeu, nu-i lasă Dumnezeu pe romani să intre în templu. Și templul a luat foc, un soldat roman a aruncat o lumânare aprinsă, perdeaua de la Sfânta Sfintele a luat foc, s-a umplut iar templul de fum, au cedat ușurile, au intrat romanii și vorbeau istoricii că au tăiat, au măcelărit populația, încât sângele curgea așa spumegând pe trepte în jos. Sângele curgea în valuri așa în jos și evreii îngroziți să aveau un sigur strigăt. Ei strigau cât îi ținea gura, Icabod, s-a dus slava din Israel. Asta s-a întâmplat la Ierusalim și templul nu mai este. Mă uit până adunările noastre, după 80 de ani de penticostalism, și mă întreb dacă mai avem acea umplere cu Duhul Sfânt, dacă mai avem acea călăuzire, dacă mai avem acea simplitate, dacă mai avem acea slujire în umilință și smerenie, dacă mai ținem pe Domnul la locul Lui și dacă ne vedem noi nimenicia noastră, dacă mai avem slava care ar trebui să fie și lucrările care ar trebui. Și până la urmă, iertați-mă, foarte puțin cunosc, de aici două, trei fețe îmi sunt cunoscute. Până la urmă n-am nimic cu biserica voastră, dar eu mă uit în viața mea. Spuneam Psalmul 84, parcă versetul 7, ei merg din putere în putere. Și eu m-am gândit, îs mai tare acum ca în anii adolescenței, în anii de liceu când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, îs mai plin de Duhul Sfânt, îs mai călăuzit acum, am vise și lucrări de la El mai multe ca atunci. Mergem noi din putere în putere sau am scăzut? Ei bine, despre templul acesta aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Și vorbind de templu, templul avea trei prescripții. Poate ajunge să vorbim puțin din ele, n-am interes să lungesc predica, pe cât posibil să o scurtez predica. Prima prescripție pentru templu era legată de jertfe. A doua, de starea de curățenie. Și a treia, de interzicerea străinilor în templu.
Și hai să începem cu jertfele. Templul era locul unde se aduceau jertfele lui Dumnezeu. Și dacă citim acolo în Levitic, jertfele și legea jertfelor, și vorbește acolo Biblia ce fel de jertfe se aduceau. Dar vinim în Noul Testament și vom vedea că aceste jertfe adusele trebuie aici în adunare. Nu se mai aduc jertfele de sânge, nu mai zugrumăm porumbii, nu mai facem abatoare în adunările noastre, dar în mod simbolic noi aducem jertfe înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, spuneam Psalmul 50, versetul 23, cine aduce mulțumiri ca jertfe, acela mă proslăvește. Mulțumirile astea sunt rugăciuni de mulțumire. Însă în Apocalipsa, capitolul 8, versetul 4, spune, când îngerul acela a luat cădelnița și a început să tămâieze și fumul de tămâie se ridica în sus împreună cu rugăciunile sfinților. Rugăciunea noastră îi simbolizată prin tămâierea de altă dată. Poate dumneavoastră ați auzit explicații, și eu m-am auzit și mi-a plăcut, în Exod capitolul 30 vorbește de altarul tămâiere și vreau să vorbesc de două recomandări pentru altarul ăsta. În versetul 9 spunea acolo așa, nici o altfel de jertfă să nu fie adusă pe altarul ăsta. Adică asta îmi spune mie că rugăciunea n-are substituent. Adică nu pot să fac o altă jertfă în adunare în locul rugăciunii. Observ mai ales la instrumentiști, la cântăreți. În timpul rugăciunii caută partiturile, ei trebuie să cânte imediat. Știi? Ei își caută cântarea, ei își acordează câte unul așa încet, în surdină, mai cipește câte o coardă. El, după ce se termină rugăciunea, el trebuie să cânte. Și el nu se roagă, el își pregătește cântarea. Mie mi s-a întâmplat ceva la adunarea din Sfântul Iliu, o adunare mare, unde era fratele Mitică, am predicat de rugăciune. Și a venit un prieten de-al meu și a spus, măi, Draguș, bine ai predicat, dar cât ne-am rugat noi, tu nu te-ai rugat deloc. Tu ai citit în Biblie. Și mi-a spus, măi, poate e ochiul tău rău. Nu, uite, hai să vezi tu. Și am crezut și nu prea am crezut și nici nu mi-a convenit tare ce mi-a spus, dar mi-era prieten și o trebuie să-l iert. Dar odată îmi spune nevastă mea acasă, măi, când conduci tu programul, te înțeleg, te uiți prin adunare să nu leși nevă unul. Dacă nu conduci tu, de ce nu te rogi la rugăciunea în comun? Azi nu te-ai rugat deloc. Mi-am spus, măi, dacă mi-au spus doi, înseamnă că eu nu prea mă rog la rugăciunea în comun. Știi ce mi se întâmplă? După rugăciune, mine mă pune la predică. Și atunci îmi vine în minte un verset și nu știu unde scrie. Și atunci îl caut, că voi aveți nevoie de versetul acela. Și îl caut din Genesa la Apocalipsa și îl știem așa de bine. Și atunci, domnule, nu știu cine, mă ține așa în neștiință și toată rugăciunea caut versetul acela. Ei, numai ca să nu mă rog. Și atunci am spus, m-am hotărât, de acum mă rog și eu, gata. Oi, știi versetul, nu-l oi știi, oi, ieși predica, n-a ieșit, dar când e rugăciune, eu vreau să mă rog. Vreți și voi? Că nu pot să spun, eu cânt în adunare și nu mă mai rog. Dar nu, cântarea nu e în loc rugăciune. Eu predic, dacă vreți predic un ceas, dar nu mă mai rog. Dar nu merge în locul rugăciunii, nici milostenie, nici binefacere, nimic. Rugăciunea are locul ei. Pe altarul tămâierii să nu aduci niciun alt fel de jertfă. Înțelegem? Doamne ajută-ne în aceasta. Amin. Și apoi spune cuvântul Domnului recomandarea din versetul 36. Mi-a plăcut. Acolo spune, tămâia asta s-o pisez mărunt. Noi pe altar facem o rugăciune de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc pentru toate lucrurile. Amin. Pun un bulgăre mare de tămâie și Domnul să-i ia ce vrea el de acolo. Pun un bulgăre mare, dar trebuie pisată mărunt rugăciunea. Eram cu un frate, mi s-a întâmplat, la o rugăciune, a spus, ne rugăm pentru familie, fraților. Și a fost o rugăciune de vreo 3 minute, 5 minute, nu m-a uitat pe ceas. Și când s-a ridicat fratele acela care era și păstor și avea o slujbă mai înaltă și avea autoritate, a zis, fraților, voi a spus, ne rugăm pentru copiii noștri, Domnul mi-a dat 13 copii. Eu am început să mă rog și am ajuns până la numărul 6. Ne plecăm pe genunchi și așteptați-mă să termin și eu rugăciunea. Dar eu trebuie să mă rog și pentru ultimul copil, că eu mă rog pentru fiecare în parte. Dacă aveți mulți copii, sau mai puțin, numai doi dacă aveți, între ei sunt diferență. Unul are un caracter, altul are alt caracter. Unul are o nevoie,
altul are altă nevoie. Eu când mă rog pentru copiii mei, iau pe fiecare, Doamne, la fata ce e mare, asta aș vrea, la băieta ce e, la fata ce e, la... și mă rog așa, păi dacă rugăciunea durează 2 minute, când ne spun pe toate, nu? Dar noi ne-am obișnuit să punem bulguri cu tămâie pe altar. Și vine reglementarea prin lege, spune tămâia pisată, mărunt, mărunt, mărunt. Psalmul 103. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Și acum, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita niciuna. Puteți? Aproape nu e imposibil. Eu odată când am vrut să mă gândesc la toate binefacerile Lui, mi-am cerut iertare. Doamne, iartă-mă, dar nu le mai țin minte pe toate. Într-un an de zile, câte binefaceri pentru fiecare dată când închis pleoapele. Ai mulțumit, Domnul? Pentru fiecare bătaie a inimii, Dumnezeu spune, mai bate odată, și mai bate odată, și mai bate odată. Și ajung acasă și spun mireu, mă nevastă, măi, poate ai tensiunea. Și când e tensiunea 24:18, și spune, măi, să nu faci ceva, măi, nu fac. Când Dumnezeu spune, bate, bate, am ani de zile de când inima mea bate. Și Dumnezeu îi dă poruncă. Ați mulțumit odată, Domnul? Pentru glanda tiroidă, ați mulțumit, Domnul, odată? Da, de unde? Nu știm pe unde, nici eu nu știu. Știu că este și când se inflamează, nu se întâmplă, sunt probleme mari. Dar noi nu mulțumim. Că noi prin Domnul spunem un cuvânt că suntem mai mult decât biruitori. Ce înseamnă să fii biruitor? Biruitor înseamnă să mă lupt cu unul și să-l biruiesc. Ce înseamnă mai mult ca biruitor? Să nu mă lupt și să-l biruiesc. Că se luptă Domnul în locul meu. Din câte primejdii ne-a scos Domnul? Îmi mai fac șoferii din farul câteodată, m-am bagat ca manapo, dacă mă grăbesc să ajung la Deva și spun, Doamne, ce-ți putea întâmpla? Nu s-a întâmplat, și de ce? Cu un înger oferit pe tine și m-a lăsat să trec eu. Odată de la Deva la Arad mergem cu fratele Cornel Brusar și așa se grăbea Cornel să ajungem la adunare și era un polei și o gheață, am văzut 5 accidente. De aici până în Arad, 5 accidente, unele soldate cu morți, era poliție, era salvare și noi așa mergeam ca pe patinoar. Și Cornel îi da tare că nu întârziem la adunare și am ajuns. De ce? Știi Cornel să meargă bine, nu? Eu am văzut acolo îngerii Domnului, te bărăsc în jurul cel să tem de el. Da. Ei, frații mei, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerea. Am făcut un exercițiu o dată în adunare și am spus, ne plecăm pe genunchi și nu mulțumim Domnului pentru toate binefacerile, că durează prea mult rugăciunea. Dar hai să mulțumim Domnului pentru 5 binefaceri. Voi aveți 5 lucruri bune primite de la Domnul? Aveți? Le puteți spune acum? Trebuie să vă gândiți un pic, nu? Și am spus, uite cum facem, ne plecăm pe genunchi și ne rugăm și cu mintea și cu Duhul. Doamne, îți mulțumesc pentru asta. Și mulțumesc mult, 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 mult. Și închid un deget. Așa i-am învățat eu pe noi. Trecem la binefacerea a doua. Și pentru asta. Și iar îți mulțumesc. Și când ai terminat de tot, tai din gură, poate fratele tău numai la al doilea deget, la al treilea, că el are mai mult de mulțumit. Dacă m-aș provoca, cred că ar fi o rugăciune un pic mai lungă și poate mai cu lacrimi, dar o veți face de acum încolo. Am mai povestit eu la frate, eram la Vicovul de Sus odată, era o sărbătoare a mulțumirii. Și au ieșit niște copii mici, niște prichindei de la grădiniță, nu erau mai mari. Și fiecare spunea o poezie. Unul era măr, unul era pară, știu că unul era morcov, ceapă, cireș, cais, de toate. Și o terminat și a fost tare frumos și eu m-am bucurat. Așa spuneau ei, cu patimă și cu emoții. Și când s-o terminat, s-o ridica fratele Bodan, îi spune fraților, vreau să vă fac o mărturisire, eu am 60 ceva de ani, el are facultate, director de școală, am o livadă frumoasă și când merg prin livadă și iau un măr, niciodată nu mușc din măr până a spune, Doamne, îți mulțumesc pentru mărul ăsta. Așa mi-e obiceiul. Dar fraților, în aia 60 de ani, încă n-am mulțumit niciodată Domnului pentru ceapă. Voi, surori, ați mulțumit pentru ceapă vădată? Numai în prăjituri nu puneți. Încolo, întâi mâncarea, ceapa e bună, ai o vorbă, ceapa e bună la toate. Dar n-ați mulțumit niciodată. Că noi punem un bulgăre mare de tămâie și spunem, Doamne, îți mulțumim pentru toate. Și Domnul să știa ce vrea. Jertfa mulțumire trebuie să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Și vă rog tare frumos, nu schimbați rugăciunea în adunare.
Mie dacă observ ceva într-o adunare și îmi place, e focul, e zelul, e dorința de rugăciune. Când noi avem programe aglomerate, eram odată într-un oraș, frate, dacă ești aici, de fapt eram păstor pentru o vreme în biserica aceea, avem o nuntă. Avem un cântăreț la Baia Mare, are 7 cântări. Avem ăștia 2 frați, avem cu poeziile, avem cu tare și îmi spune mie, facem o singură rugăciune. Cuscru sau socru. Și eu mă ridic, zic, fraților, avem foarte mult de lucru azi în adunare, ca să ne dea Domnul Har, trebuie să facem 3 rugăciuni lungi. Și el s-a apropiat, mi-a spus, glumești, dar nu, eu nu glumesc cu rugăciunea. 3 rugăciuni lungi, rog pe cântăreți să oprească la 2 cântări și frații să taie câte 2 puncte din predică, că nu moare niciunul. Dacă de la o predică cu 6 puncte tai 3 puncte, nu mi se întâmplă nimica. Și nici cântărețul n-are nimica, nici recitator n-are. De ce să tăiem din rugăciune? De ce să tăiem mereu din rugăciune? Să ne dea Domnul un duc de rugăciune, amin? Era o prorocie prin Zaharia. În vremea aceea voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune. Și dacă toți suntem la rugăciune, să ne toarne Domnul duc de rugăciune. Amin? Amin. Vorbim de jertfă și de rugăciune. Dar hai să vorbim de alte jertfe. Uite, dăm o foaie sau două în Scriptură. În Evrei, capitolul 13, versetul 15. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Rodul buzelor, când îl proclam pe Domnul, când îl mărturisești pe Domnul și când cânt înaintea lui Dumnezeu. Am constatat, se întâmplă, când adunările noastre avem formații de muzică aproape profesioniste. Noi avem un cor mix de vreo 70 de persoane, un cor vorbătesc de vreo 40 de bărbați se ridică, avem o orchestră de vreo 60, 70, 80, nu mai știu exact, și cântă foarte frumos la noi. E o tradiție în Bucovina, cântarea în cor. Și cântăm tare frumos și tot îți vine să-i ascult. Și când se ridică instrumentiște, dar observ că încet, încet, toate formațiile astea muzicale iau cântarea de laudă din gura fraților, din gura adunării. O strofă și corul cel mult când facem colecta. Și dacă e colectă mai mare, cântăm o cântare mai lungă, se termine. În rest, cântă profesioniști. Și noi când mai cântăm? Că asta e o jertfă care trebuie să o aduc. Mă sui în mașină și când pornesc, îmi pornește radio. Nu cântă nici colindele astea, mie nu-mi plac. Cântă cântări frumoase la vocea Evangheliei, dar cântă numai ăia, Domne. Unii mai schimonosât, alții mai cu har, dar cântă ei și eu nu mai cânt. Ei, eu mi-am propus altceva. La mine nu cântă radio o mașină. Dacă am de mers până acum, am mers cu Mitică și l-am mai auzit, mai vorbit cu el, l-am mai auzit cum doarme, că eu am mai și dormit, asta e realitatea, așa? Ei, eu de regulă cânt. În mașină cânt sute de kilometri, cânt și la tenor, cânt și la bas, cânt până reușesc. Ce are cineva cu mine e mașina mea și fac ce vreau. Voi cântați în mașină? Sau tot caseta cântă, tot discul cântă, nu? Tot radio-ul cântă. Dar voi când cântați? Cu copiii adunați seara, băi, hai să cântăm o cântare. Vă adunați și cântați acasă? Dar atunci când cântăm? Că asta e o jertfă care voi trebuie să o aveți. Să nu vă lipsească cântarea de laudă. Și nici în adunare să nu opriți cântările în comun. Ori cântat toți profesioniștii, eu repet, din clasa 8 am cântat în cor, că la noi așa e tradiția. Și tare îmi place cântarea în cor, enorm îmi place și personal mă ocup de formațiile de muzică din biserică, dar cântarea în comun are locul ei. Și lasă cânte tot mama, și lasă cânte tot moșneagul, și lasă cânte tot copilul, și să cânte și balcoanele, și lasă-i să cânte, că mult ne-au făcut bine, Domnul. Amin? Coborâm mai jos, să spunem versetul 16. Și să nu dați uitări, binefacerea și dărnicia, căci jertfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. Cum stați cu dărnicia? N-am venit după bani. Mulțumim Domnul, noi suntem în trecere. Poate ne-or da bani cei de benzină ce ne-o chema, dacă ne-or da. Niciodată Dumnezeu nu rămâne dator. Maria, dar voi cu binefacerea, cu dărnicia, Maria, cum stați? Lui. Cât puneți în colectă? E voie de spus? Sau e secret? Sau e secretul bisericii? Eu când îmi imaginez pe Domnul, îmi imaginez așa. Eu când mă rog, Domnul mi-ascultă rugăciunea. Eu așa cred că mi-ascultă Domnul rugăciunea. După cum mi-ascultă și cântarea, să știți. Odată am ascultat un negativ.
cânta cineva și un negativ, așa. Și am spus la un profesionist, bă, de unde o luat ăsta atâta trup că și-o cântat, 20 cu instrumentele și ia cu vocea ca să înregistreze? Și frate dragul, dar nu se face așa. Ci că se înregistrează o cântare cu naiul, una cu acordeonul, una cu trombonul, una cu ce instrumente mai sunt, cu vioara, câte una. Și în studio este posibilitatea să le pui grămadă. Dacă o voce vrei să o scoți, acum tehnica scoate o voce de acolo și o dă la o parte care nu-ți convine. Și că astea se fac în studio. Și eu m-am gândit, măi, dacă oamenii pot face așa, eu mă gândesc la o cântare în comun, Dumnezeu îmi înregistrează vocea mea. Te-ai gândit vreodată? E o cântare în comun și Dumnezeu înregistrează vocea ta. Și când se termină cântarea, Domnul are posibilitatea să pună vocea ta. Dacă ar pune cântarea ta din seara asta la o cântare în comun, sau cântarea mea, că-ți mai vinova ca voi în seara asta, oare măcar să știi ce cântare să cânta? Câte cuvinte ai avea lipsă? Ai avea un rând care să nu-l fi cântat deloc? Când cântă adunarea, tu n-ai cântat deloc. Și acum se pune Domnul cântarea, acum tăceți toți, ascultați cum o cânta fratele Viorel. Și ai auzit un cuvânt început și neterminat, două rânduri lipsă, iar început și gata. V-ați strădui odată la o cântare în comun să spuneți toate silabele? Ia încercați. La cântarea în comun care o veți cânta, următoarea cântare, să cânte fiecare, dar fiecare să spune toate silabele. Amin? Amin? Ei bine, eu spuneam că Domnul îmi ascultă și rugăciunea, îmi ascultă predicați responsabil și v-ați imaginat odată pe Domnul urmărind colecta? Ce spuneți? Știți că a făcut la templu? Creatorul care putea să mai facă încă un soare și o galaxie s-a oprit la poarta templului la intrare și s-a uitat cât de fiecare. Parcă asta era treaba lui, îmi spun eu, dar uite că era. Și s-a uitat și la bogat și la sărac. Și când a venit o vădă și a aruncat doi bănuți, a spus, am o predică nouă pentru voi, veniți încoace. Un ce subiect de predică am. Și a vorbit de aia doi bănuți. Tu te-ai gândit odată când bagi mâna în săculeț sau ceara, Domnul știe cât ai pus? Te-ai gândit odată? Pentru că binefacerea și dărnicia nu mai trecem la vădvă, la orfan, la sărac, la ăia care o ars casă, la ăia care fac adunări, la ăștia care mături și plătesc curentul și lemnele sau gazul. Știți că trebuie niște bani aici? Care îl cunoaște frate Vasilia Coban de la Cajoana? Omul este invitat în Italia și merge și predică Evanghelia. E un prieten al meu, un om al Dumnezeu. Un om, nalt, voinic, așa, brunet, cam fiuros, așa, la figură. Și-o predicat, o predica și când s-o găti slujba, se ridică păstorul. Știu biserica, dar nu o spun. Se ridică ca un milog. Fraților, știți că stăm cu chirie și n-am reușit să plătim nici chiria și avem cheltuieli la gaz și la curent. Facem o colectă mai bogată, să nu ne facem probleme. Și ăsta spune, băi, așa m-am spărat. Și bă, păstorul cerșește la pod, băi. Spune, frate, nu așa se face colecta. Spune, fraților, azi eu fac colecta. Dar uitați-vă la mine, azi fiecare dă câte ceva. Care nu dă, eu îl întreb de ce nu a dat și îi explic de ce trebuie să deie și o să avem un dialog, uitați-vă bine. Și frața aceea, că era din partea lui, îl cunoștea tare bine. Și îmi spune Vasilie, stam așa și mă uitam. Și un frate îi întreba pe altul, n-ai niște bani să mă împrumuți? Și acela i-a spus că am, dar mare făcea, dă-i așa mare. Și spune fratele Vasilie, minunea știți care a fost? Păstorul a început, o anunțat, ne trebuie 2731 de euro. Nu știu exact, spune eu un nume. Și frate dragul, s-a strâns colecta, s-a numărat banii și tremurând păstorul a spus, fraților, la colecta azi s-a strâns 2731 de euro. Băi, Dragoș, nici un euro mai mult, nici un euro mai puțin. Asta a fost minunea. Și apoi se întoarce către Vasilie, spune, frate, să mai veniți pe la noi. Adică îți vin, vă fac vouă colecta. E, dacă v-aș face eu odată colecta la Deva, s-ar putea să stăm de vorbă cu aceia care se fac că pun. Da? Fratele Vasilie făcea odată slujbă la Cajvana și un om umbla cu tava la colectă. Și îmi spune, măi, văd un frate mai așa de două vârste, nu tare bătrân, când trece ăsta colecta, ăla s-a plecat și a aranjat covorul. Și ăsta l-a tot trecut cu colecta. Și spune, băi, ăsta nu e atent, uite. A doua duminică întâmplător se uită
moșul ăla iar aranja covorul. Și a treia, duminică, spune fratele Vasile, azi eu fac colecta. Dar un frate îi spune, dar ce se pare că nu faci destul în adunare? Nu, 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 am eu plăcerea să fac colecta. Pentru că am luat farfuria și mă duc la unul, la altul. Când am ajuns la fratele, așa l-a aranjat covorul. Dar el se gândește, dar cât ai să stai acolo, ghibostura, și te ridici. Și după ce a aranjat covorul, bine s-a ridicat, el spune, frate, colecta, ceva pentru curent. A, da, da, frate, stai că trebuie să dau și eu. Măi, oameni buni, binefacerea și milostenia, asta nu știu dacă e binefacere ce faceți voi. Că plătești curentul și gazul la adunare. Nu știu dacă o trecem. Dar vă amintiți și asta, s-ar putea să vă trebuiască. Dar milostenia și binefacerea sunt jertfe care îi plac lui Dumnezeu. Maria și de ei se poate predica mult, dar noi nu predicăm mult. Ne oprim aici, da? Și mergem în Roman, capitolul 12. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, înaintea lui Dumnezeu. Amin? Amin? Ce înseamnă să aduci trupul? Adică să-l aduci la adunare, măcar. Aici, la templu, unde se aduc jertfe lui Dumnezeu. Și eu am o predică pusă pe 4 capitole, așa, despre prezența la adunare. Dar nu predicăm în seara asta. Dar totuși gândiți-vă voi în serile de rugăciune, voi veniți la adunare, că aduce trupul înseamnă a fi prezent. Ce înseamnă jertfă vie? Adică viu înseamnă activitate, să faci ceva. Nu vii și stai în adunare și dacă faci ceva nu mă comentezi, că o cânta presus, prejos sau dimineața, îndată că eram bolnav și acum nu mă mai opresc din predică, nu? Măi, fă și tu ceva în adunare dacă vii. Și apoi jertfă sfântă și multe ne încadrăm acolo. Nu uitați, trupul nostru e templu Duhului Sfânt. Amin. Și trebuie adus aici, templul ăsta mic, trebuie adus aici în templu mare, dar sfânt și curat. Să ne ajute Domnul, amin? Ajută-ne, Doamne! Vorbim de jertfele acestea, ne oprim cu jertfele. Trec la al doilea punct, problema curăției. În templu trebuia să fie mare curățenie și era greu de făcut curat. Era multă activitate și însă jertfele care le aduceau ei murdăreau templu. Rețineți gândul ăsta. Însă jertfa murdărea templu și trebuia carată și arsă și scoasă și măturat și spreiat și dat cu pur și cu ce mai era acolo. Ei, la un moment dat, atâta mizerie s-au adunat în templu că nu se mai putea face slujba. Și acum citim, dacă vreți, din Cartea Cronici, capitolul 29, o inițiativă pe care a luat-o omul lui Dumnezeu și spune așa, versetul 16, 2 Cronici. Preoți au intrat în lăuntru casei Domnului ca să o curățească. Au scos toate necurățirii pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviți ca să le ducă afară în pârâul Chedron. O intrat cu roaba și cu lopata și cu măturoaiele cele mari și au făcut curățenie. Și o spune că au făcut o grămadă, cât de mare grămadă nu știu, dar erau mult, o grămadă mare și trebuia aruncată la pârâu. Astea erau din templu, din templul ăla sfânt. Acolo erau astea. Au început aceste curățiri în ziua întâia lunii întâi, în a opta zi a lunii au intrat în pridvorul Domnului. Și 8 zile au curățit casa Domnului. În a 16-a zi a lunii isprăvisele. S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis, am curățit toată casa Domnului, altarul arde de tot, uneltele, masa și celelalte unelte. 16 zile s-a suspendat slujba în templu și s-a făcut curățenie. Eu stau și mă uit așa prin adunările noastre și aici, nu vreau să vă fac eu dureri în seara asta, nici nu vin cu recomandări, nici nu-mi permit să vă dau sugestii. Dar noi în adunare ne-am propus să mai facem ceva renovări în templu. Eu după 28 de ani, acum 29 de ani de căsătorie și când am făcut casa, m-am tot lăudat că n-am schimbat niciun geam și nicio ușă. Așa am fost de cuminte când am făcut eu casa. Dar au venit soția și au spus, măi, omule, mai trebuie să schimbăm și noi, că suntem rămași în urmă, la tine vin mulți frați, tu ai văzut ce casă au aici, ce living-ul, ce perdere, ce colțare. Și m-au chemat niște frați în America pe o lună și ei mi-au spus, de la Domnul să te duci.
Și când am venit acasă, nu mai aveam nici podiele, erau scoase și podiele. De la datul ăla cu var, s-au făcut multe și acum nu mai pot să spun că am fost așa de cuminte când am făcut casa. Știu ce înseamnă renovări. De câte ori ați văruit, de câte ori ați schimbat uși, colțari, perdele, mobil, de câte ori? De câte ori ați făcut renovări la casa voastră? Și eu dacă aș intitula predica, ea spune renovări în templu. Nu credeți că e cazul câteodată să mai facem câte o curățenie și în adunare? Deci eu nu vă știu, nu vă cer, nu vă mustru, nu vă propun, nu vă sugerez nimic, vă întreb doar. Pentru că chiar nu vă știu. Nu credeți că câteodată ar fi cazul să ne suflicăm mânecele și spune, măi, asta din adunare a trebuit scoasă. Nu știu când o intrat, nu știu cine o adus-o, nu știu la ce e bună, dar trebuie scoasă. Eu spuneam într-o adunare acum, eu am ajuns slujitor, că am ieșit la pensie de la servici, că am fost ceferist, și după ani și ani de slujire, am început să mă tem de căsătorii, să mă tem. Și întrebă, cine are nuntă? Fata lui cutare, și mă gândesc, cine-i maică sau cine-i taică, sau ce un cheș are, dar cine o e pe aceea? Un băiet de la Deva. Și mă gândesc, bă, din care e, din aceea e bună sau din aceea e mai lumească? Sunt mai multe adunărești, nu? Două, trei. Băi, oare cum e adunarea? Oare cum vine nireasa de acolo? Și apoi noi avem niște rânduieli și nu facem decât ne punem rânduieli. Măi, fată, dacă vrei să faci nunta la noi, noi ne-am spus la fete noastre, eu nu merg în stradă să chem o nireasă, hai fă nunta la noi. Nu, nu, încă-s bucuros că nu face, dar dacă o faceți la noi, țineți cont că baticul trebuie să fie așa, rochea trebuie să fie așa, cântăreță trebuie să se încadreze aici, ăia care filmează trebuie să încadreze aici, ăia care ornează mesele trebuie să încadreze aici, dacă vreți să o faceți la noi, dacă nu, Domnul cu voi, nu vă obligăm să faceți nunta. Și el, da, frate, da, și când o vezi la ușă. Și atunci mă întreb, dar e nevoie de toate astea în viața noastră de pocăință? E nevoie de toate astea în adunare. Odată când am vorbit de ușa aceea strâmtă, la Elim, la Timișoara, să mi-am predicat. Și am spus, știi cât e ușa, fraților? Cât trebuie să fie ușa? Odată m-am dus la o nuntă. N-am fost invitat, nu știam că e nuntă într-un sat. Și acolo, pentru prima dată, eu vin într-o biserică foarte conservatoare, acum un frate mi-a spus, măi, îl chemăm frate Dragoș, nu că e dezident, nu sunt dezident. Fac parte din comitetul filial și din Consiliul Bisericesc. Dar biserica de unde vin și eu însumi sunt conservator. Și pentru prima dată am văzut o rochie mare care stă avea un cerc de sârmă, așa, eu n-am știut. Stă rochie așa, tare. Și au vrut să intre în adunare. Când au vrut să intre în adunare, eu m-am dat la o parte, că atunci am ajuns amândoi să intre mireasa întâi. Măi, o ușă veche, ruginită, înțepenită, nu se deschie, numai pe jumătate de ușă. O dam mireasă să intre așa, n-o putut, că nu încăpie cercul. Una îi spune, întoarce-te tu pe o parte. S-a înturnat pe o parte, dar cercul e rotund și pe partea cealaltă. S-a înturnat tot, n-o încăput. Un om de ordine, năcăje cu o șurubelniță, eu mă bucuram, Doamne, nu deschide ușa. Lasă așa mai îngustă. Să intre nireasele pe ușa asta îngustă. L-a omit o idee, la cinema i-a ridicat cercul așa și-a dus-o așa până la învol. Dar voi cât e de larg ușa? La adunarea din Deva. Și câte lucruri vin aici în adunare care nu le-ați avut nici voi, nici părinții voștri. Știi? O spun că în Daniel se închina la Dumnezeu cetățuilor pe care nu i-au cunoscut nici voi, nici părinții voștri. Dar vin tot felul de obiceiuri, tot felul de lucruri. Și dacă numai un pic vrei să le oprești, sartă-te neamurile și multe se întâmplă. Și câte curățenii n-ar trebui pe adunările noastre. Dar eu mă rog Domnul să vă dea Domnul vouă înțelepciunea, încă o dată, nu-mi permis să vă dau sugestii, faceți așa, că nu de asta am venit aici. Eu știam că e întâlnirii cu tinerii și hai să vă spun, aveam pregătit o predică, călăuzirea Duhului Sfânt în alegerea partenerului de viață. Interesează pe careva? Nu vă mai interesează. Ei bine, asta mi-era predică care o aveam eu pentru Deva, că e întâlnirii cu tinerii. Dar la voi ceilalți, care ați prins ceva din pocăința cu 30 de ani, cu 40, nu credeți că ar mai trebui făcut o curățenie? Și întreb ce caută tocurile cele preînalte când face echilibrizii. Eram într-o adunare să cânte un corul de fete. Și eu ne-am spus, măi, oameni buni, măi, faceți-i protecția muncii, astea cad, măi, astea cad, așa merge eu.
Ce caută vara haine cambrate, ce caută haine transparente, ce caută bretele, ce caută părul vopsit în șapte feluri, ce caută astea în adunări și de unde sunt? Că bunicii voastre nu le-au avut și nici părinții voștri nu le-au avut. Și dacă vrei un pic de curățenie să faci, să faci tulburare, frate, nu fă tulburare. Păi nu facem tulburare aici, nu facem dincolo, dar ce facem? La noi am avut o căsătorie acum recent, eu spun, vin, nu spun legile care sunt la noi. Când predicam în America la fratele Lazar Gog și am spus, mă uit la voi și nu v-aș primi pe niciunul la dumneavoastră la noi, așa cum arătați. Și am avut o căsătorie. Când ajung la noi, mirii trebuie să fie la 9 fără 10 la adunare, să mulțumească Domnul că o ajută. Când mă duc acolo, mirii la 9 fără un sfert erau în adunare, vine un frate de ordine, spune, e o problemă. Mireasa are o cumnată care nu are batic pe cap și nu vrea să-și puie. Oamenii de ordine nu o lasă. Noi nu intră femeile, nici pocăite, nici pocăite. Dacă nu are, le dăm un batic, că nici la Putna nu le lasă. La mănăstirea Putna nu le lasă. Noi am spus, hai să fim și noi pocăiți măcar cât ei. Și am spus, mă, dar de ce nu pui un batic? Nu pun, nu pun. Uite, mă duc să stau în parcare. În parcare mă lăsați? Zic, da, pentru un parcare avem alte rânduieli. În parcare poți să stai. Și o stat de la 9 până la 12 în parcare. Dar soacra, dacă o văzut, spune, dacă nu mergi în ora, nu intru nici eu. Vine un prezbit și spune, soră, ești femeia bătrână, băietul tău, că băietul era de unde era, și fata era de la noi, bărbatul tău e bolnav, are cancer, stă în pat, nu a putut veni. Nu crezi că ar fi bine să intri în adunare, să-i mulțumești Domnul pentru băietul ăsta că-i nire și să te rogi pentru bărbatul tău de acasă? A, o pus ea cumva. Băi, așa o dat Dumnezeu un har, o plâns. Dar eu când mă duc acolo, era un trepied în fața amvonului, era o fată venită să filmeze. La noi am dat voie greu de filmat, dar numai din balcon, să nu deranjeze slujba. Sunt aparate profesionale și transpirația și o muscă de pe frunte, ți-o prinde de acolo. Nu e problemă că nu se vede. Ea se așează în față și eu mă duc. Zic, am venit să vă urez, bine ați venit la noi în adunare. De ea spune, știu ce vrei să spui, nu-i voi aici, uite aici stau. S-o prins cu mâna de bancă, eu sunt membru în cultul pentecostal ca și dumitale. Și eu aici stau. Eu spun, măi soră, eu sunt păstor, azi trebuie să-l slujesc, n-am voie să mă enervez, că nu-i frumos un păstor nervos, dar noi avem metode să te ducem mai încolo un pic de aici. Ar fi bine să înțelegi vorbă bună, că n-ai venit tu de la 500 de kilometri să ne faci nouă rânduială. Nu, uite aici stau. Și mă duc la tata Mirie să-i spun, măi frate, zic că am văzut, frate drag, se duce și o prinde nu știu unde mână și o ridică, spune, eu te plătesc, eu te-am adus, pleacă vară, deci nu dau niciun leu. Și unul mai plin de zel, i-o arunca și trepied în urmă și o stat în balcon, la miază și-o cerut iertare de la frață Cia, dar mie mi-a spus, dumitalii să fac raport la cultul pentecostal. Să ne întâlnim cu drag, soră. Frații mei, știți când încearcă copiii noștri? Vine câte o fată de 17 ani, de 18 ani și vrea să dărâmie tot rânduiala fraților și a bisericii și deschizi ușa azi un pic și mâine un pic și la urmă ai de adunat grămezi și duse la părâu. Eu aș dori ca Domnul să dea înțelepciune fraților de aici că atunci când vorbim de curățenie, nu numai că trebuie făcută, curățenia trebuie și întreținută. Și să ne dea Domnul dorința asta în fiecare zi, amin? Până la urmă, hai să mai eu vorbesc ceva de templul meu. Noi avem legi și rânduiele aspre, drept. Așa am avut și o prorocie odată. Noi am avut legi care le-am pus pe peretele adunării, pe ușa adunării, pe capitole și pedeapsa la urmă. Dar odată m-am dus la un frate, un proroc, 16 copii, bolnav de cancer, Dumnezeu l-a vindecat, secretarul adunării era mai legis ca mine, și ducându-mă acolo, fratele spune, frate, te-am văzut pe dumitale, adică pe mine, mergeai în fruntea unui popor. Uite și fratele era lângă tine, dar curios că mergeți așa în șir indian, unul după altul. Tu mergeai în frunte și alții în urma ta. Și ați ajuns așa la o strâmtoare între două stânci. Și trebuia să treceți pe acolo și nu puteai trece, frate, că aveai niște table cu legi în mână. Și din cauza legilor nu puteai să treci. Și eu m-am bucurat că vedenia a fost de la Domnul. Noi așa avem niște legi că nu ne puteam duce. Și atunci am spus, fraților, mai renunțăm la ele și singura lege rămâne Sfânta Scriptură.
Dar mai trebuie și o rânduială, că în Timotei spune că legea este pentru cel fără de lege. Că la cel pocăit și plin de Duhul Sfânt nu trebuie nicio lege pusă pe perete. Nu trebuie, că ăla-i pocăit. Dar și la cine-i pocăiți dacă le-am dat voie în adunare, apoi vedea ce-ar face. Dar noi avem o lege, o aplicăm numai la cei fără de lege, așa scrie în Biblie. Dragii mei, când vorbim de curățirea templului, eu am constatat un lucru curios. Avem domenii în care suntem foarte tari, dar în mine am văzut mizerie. Am văzut murdării în viața mea, în cugetul meu. Și atunci am îngenunchiat și am plâns și am postit, am spus, Doamne, eu vreau o adunare să fie așa, dar uite ce e în viața mea. Hai gândiți-vă o leacă la templu, la privat, la templu personal. Gândește la persoana ta. Știi ce spune Pavelul Timotei 1, Timotei 1 cu 18 și 19 acolo în jos? Timotei, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Știți unde stă credința? Credința aia cu care eu merg la zeci bolnavi, ca să mă rog. Credința asta cu care ne lăudăm noi în adunare. Credința aia care ne trebuie nouă să ne reumple Domnul cu Duhul Sfânt. Știi unde locuiește credința? Într-un cuget curat. Aveți întotdeauna un cuget curat? Fapte 24 cu 16, Pavel spunea, de aceea mă șesilesc să am întotdeauna înaintea lui Dumnezeu un cuget curat. Și atunci am văzut în viața mea necurăție. Am văzut în viața mea că s-au adunat mizerie și am văzut că eu în casa mea și în familia mea și mai ales în cugetul meu trebuie să fac o renovare, trebuie să fac o curățenie. Și ce bine că Domnul ne-a lăsat metode de curățire, pentru că știa Dumnezeu că noi ne întinăm. Știa Dumnezeu că noi ne murdărim. Trăim într-o lume pervertită, într-o lume care zace în cel rău. 1 Ioan 5 cu 19. Toată lumea zace în cel rău. Și știa că lumea asta ne murdărește. Și atunci om la mine a spus, de cumva te-ai întinat, te-ai murdărit. Îți pun la dispoziție câteva metode de curățire. Scrie Efeseni 5, 26. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Voi știți că Evanghelia asta din care predic eu vă curățește inima? Amin. Are putere de curățire? Amin. Dacă citești un ceas din ea, ești mai curat. Dacă asculți citind din ea, ești cu cugetul mai curat. Dumnezeu să ne dea drag de Scriptură. Amin? Știți, la noi un frate menonit a spus o întâmplare, că o știți întâmplarea, poate nu-i rău să o repet. O bunică merge la adunare și nepotul șmecher nu merge. Tot se codea, azi nu putea, mâine nu putea și într-o duminică a venit bunica, spune, mă, n-ai fost la adunare, așa de frumos s-o predicat azi. Și el spune, bunica, de unde s-o citit? Și bunica se gândește, dar nu mai știu. Și că bunica, știi cum ești matare, uite te arăt eu. Și era la țară, avea un coș de nuiele și toarnă o găleată de apă în coș de nuiele și ridică în sus. Uite bunica, atâta o rămas în matare cât o rămas aici în apă în coș. Și râdea. Și bunica spune, vine încoace, vine încoace, e drept. Dar ai văzut tu când ai turnat apă în coș, coșul era prăfuit, murdar, dar uite dacă a trecut apa și curatul rămas. Trece Scriptura pe noi în seara asta. Trece Scriptura pe noi când o citim. Poate nu rețineți punctul 1 și 2, că nu-l rețineți, dar ascultarea Evangheliei are putere. Luca 1:37. Niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, spunea Domnul, nu vor trece. Evanghelia are putere. Știți cântarea? Evanghelia e o metodă de curățire. Amin? 1 Petru 1:22. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul. Și cu D mare, Duhul Sfânt are putere să ne curățească. Spunea în Efeseni capitolul 5, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Spuneam că odată un frate l-a întrebat pe altul, frate, dar spune lui Timotei, pentru des îmbolnăviri, la diacon spune să nu fii băutor de mult vin, la unul îi spune așa, unde scrie că n-ai voie să bei vin deloc? Ce poți să-mi spui? Și fratele spune, măi, pune-mi pahar plin cu apă. Și l-au pus ochi, așa. Ei, acum mai toarnă el, cât mai încape el? Păi nu mai încape, dacă ești plin de Duh, cât vin mai încape în tine? Dacă tu ești plin cu Duhul Sfânt, cât de băutură mai încapea în tine?
Deci de aceea spune Biblia, fiți plini de Duh, pentru că Duhul ne curățește. Ne-am curățit sufletele prin Duhul. Dacă doresc ceva pentru voi, doresc ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt. Amin? Și apoi scrie în Ioan, în capitolul 1, versetul 7, dar dacă umblăm în lumină, după cum El este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Un alt agent al curăției îi sângele Domnului Iisus Hristos. Apelăm la El. Apoi mai scrie în Proverbii 28:13, cine își ascunde fără de legea, nu propășește, dar cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă îndurare. Ai întinăciune în cugetul tău? Mi-ar fi plăcut să vorbesc de ultima roadă a Duhului din Galateni 5:22, care scrie acolo ultima, înfrânarea poftelor. Am constatat că măsura de pocăință a fiecăruia nu-i măsura slujirii, ci măsura înfrânării. Eu nu-s pocăit după cât predic, nici tu nu ești pocăit după cât cânti, nici tu după cât milostenii faci. Noi suntem pocăiți după cât suntem de înfrânați în poftele noastre. Să ne dea Domnul înfrânarea poftelor. Eu predic că mai lungă n-ajungem aici. Dar vreau să vă spun, frații mei, și vă spun în seara asta, Domnul ne-a lăsat metode de curățire. Evanghelia, sângele Său, Duhul Sfânt și metoda aceasta de mărturisire ne curățește. Nu spunea în Ioan, capitolul 1, versetul 8 și 9, dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte. Capitolul 2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, la dreapta lui Dumnezeu, avem un mijlocitor pe Iisus Hristos. Hai să mărturisim păcatele noastre, Domnul, mărturisim păcatele noastre, fraților, cum scrie în Iacov, capitolul 5, versetul 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Și astea sunt toate metode de curățire. Tot vorbind de curățire, aici în Cartea Cronici vreau să mai dau câteva foi, ajungem în capitolul 34. Și în versetul 14, o întâmplare ciudată. Se face o curățire în templu. Și vine împăratul și spune preotului Hilchia, du-te și scoate tot argintul din ladă și trege-le spărturile templu. Și cuvântul Domnului spune în versetul 14, în clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Cartea legii era pierdută. Știți unde? În templu. Mai exact știți unde? În lada cu bani. Când o scos argintul, o găsit cartea legii. Ei făceau slujbă în virtutea inerției. Ei știau să facă slujbă din obicei. Eu spuneam la un frate, dacă nu iei Biblia seara asta, știu să predic. Și spun 10 versete pe de rost care mi le dă Domnul. Dar dacă n-aș avea un mult, 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 aș uita să predic. Că noi de aici predicăm. Ei, oamenii ăștia făceau slujbă fără cartea legii. Știți ce s-a întâmplat? La intrarea în templu erau așa ca două pâlni mari. Și fiecare evreu mergea și arunca acolo argintul. Pâlnile acele aveau așa ca două țevi prelungite și undeva în jos, în subsol, era o ladă și bănuță mergeau și cădeau în ladă aceea și de o parte și de alta. Un preot s-a dus odată în control pe acolo, să vadă ce mai este, s-a dus cu cartea legii în mână, a pus cartea legii pe lada cu bani, s-a uitat, a inspectat, a făcut acolo și a plecat. Și a uitat cartea acolo. Au venit evrei și au aruncat banii, argintul, și unul câte unul, bănuț pe bănuț, o acoperi cartea. Și nu mai aveau carte și în clipa când o scos argintul, o găsi cartea legii. Știi ce înseamnă asta? Că e bine să avem lada plină cu argint, dar să fie cartea legii deasupra. Amin. Dacă am pus cartea legii de desubt și argintul deasupra, e deja o problemă cu pocăința noastră. Că ar trebui Biblia să conducă firma mea, nu? Și angajații mei și câștigul meu și salariul meu și tot ce am eu. Deasupra tuturor preocupărilor acestora și a veniturilor mele și a afacerilor mele să fie Scriptura să conducă.
Amin? Amin? Eu vă fac o urare, dacă vreți, de a Domnul aici în adunare să aveți lada plină cu argint, dar deasupra lăzii să fie întotdeauna Scriptura. Amin? Amin? Nu știu dacă mai avem timp să mai vorbim de interzicerea străinilor. Hai să intrăm repede acolo, spune în Cartea Osea, în capitolul 7, versetul 8 și 9, unde am spus Osea, capitolul 7. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care nu a fost întoarsă. Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Hai să vorbim o leacă din versetul 8. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare, dar am constatat și la noi slăbiciuni. Suntem ca o turtă neîntoarsă. Cum e o turtă neîntoarsă? Pe o parte coaptă, bine rumenită, bună de mâncat, sau poate chiar arsă, dacă nu e întoarsă la timp, și deja miroasă, și pe partea cealaltă îi a luat crud și nu se poate mânca. La noi sunt multe biserici conservatoare și odată s-au întâlnit în curtea filialei în Suceava doi frați, un ultraconservator și un frate mai liberal. Și ultraconservatorul, că astea eram, stă cu cotul pe mașină, care era la volan, și spune: băi, n-ai mai lăsat cravata ce e de la gât? Și ăla îi spune: fratele meu, îi știu bine, nu le dau numele, nu asta e important, cravata asta mea costă 15 lei. Mașina ta, ai dat pe ea 32.000 de euro. Care-i mândru între noi? Și omul ăla avea mașină de 32.000 de euro. Că a trebuit mașină bună, că umbli în lucrare, doar cu 5.000 de euro, cu 7.000 ai mașină bună. Bă, care e mai mândru? Eu cu 15 lei sau tu? Da, na, discuția o continua și nu are importanță. La noi, toate surorile sunt legate cu batic gros în față și mireasa. Vă spun numai una. Și nici o soră, nici o fetiță de două luni nu e altfel. Și nici nu vine altfel. Cineva spunea: băi, voi faceți multe poliții. Sunt ani de zile de când am predicat de asta. Așa e rânduiala, eu o păstrează. Dar nu-i peste tot la alte adunări. Și vin fete și mă întreabă: frate Dragoș, în rai o să fie numai din bosanci? Sau o să fie și surori de la Sfântul Iliș? Câte întrebări de astea? Eu am răspunsul, nu vi le spun vouă. Dar odată a venit un grup de surori din altă adunare, toate legate așa în față, și au cântat vreo câteva cântări, băi, așa cu har au cântat, eu așa am plâns, m-am bucurat că mai sunt alte adunări ca noi, și eram acasă, așa, mai multe familii, cumnați, cumnate, și am spus așa biruitor: băi, vedeți că se poate? Nu suntem noi singura adunare? Uite, asta e ea, ai văzut ce har le-o dat Domnul, dacă îți merite, ai văzut ce ungeri aveau? Și o cumnată îmi spune: drept, frate, aveau ele batic sub barbă, dar una din ele avea o poșetă de 2.000 de euro. Și eu m-am auzit, nu cred. Măi, eu am fost în Austria, am pus mâna pe dânsa și am vrut să o cumpăr, dar am zis: mă scoate bărbatul la casă, cu poșetă. Dar tare mi-a fost dragă. Și atunci am stat și m-am gândit: măi, batic sub barbă și poșetă de 1.000 de euro, de 700, de 2.000. Măi, îs conservatori sau nu? Îs meriți sau nu? Și atunci observ că mulți din noi suntem ca o turtă neîntoarsă. Pe o parte avem un domeniu în care suntem foarte pocăiți, nu ne calcă nimeni și avem legi și avem părți slabe în viața noastră. Păstori, proroci, conducători, biserică. Și atunci vine Domnul și spune: Efraim e ca o turtă neîntoarsă. A luat crud care se întinde așa în dinți pe o parte și are coajă dincolo. Dar pocăința știi ce înseamnă? Dacă ești conservator și îți meriți să fii în toate domeniile vieții, amin? Să ne dea Domnul putere să fim pocăiți în toate lucrurile. Și în îmbrăcăminte, și în vorbire, și în casele noastre, și în relațiile noastre, să dăm dovadă de pocăință, amin? Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Dragii mei, străinii n-aveau voie să intre în templu. Și acum eu mă uit, oarecare străini ăștia? Vă dau numai așa niște versete, Psalmul 16, versetul 4. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini. Ia gândiți-vă acasă, fiecare, acum închideți așa ochii, aveți un Dumnezeu străin acasă? Dar nu spuneți, nici nu mă uit la voi ca să nu bănuiesc pe unul care avea. Aveți un Dumnezeu străin acasă?
Fraților, înainte, frate, venea fratele Nicolae Răuț și el avea așa o predică de simplă. Spunea, fraților, asta e păcat, asta e păcat, asta nu e păcat, asta e păcat, asta e păcat, asta nu e păcat. Noi atâta complicăm învățătura asta, că până la urmă noi suntem copiii lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să numim copiii lui Dumnezeu. Știți care e prima lucrare care a făcut-o Dumnezeu? O despărțit lumina din întuneric. În viața noastră de pocăință ar trebui să definim foarte clar ce e lumină, ce e întuneric, care e ziua, care e noaptea, care e neprihănirea, care e păcatul. Să ne ajute Domnul nostru, amin? Ei, acum noi nu mai știm exact dacă avem sau nu avem Dumnezei străini. Ba încă în Evrei 13:9 vorbește de învățături străine. Ori sunt Dumnezei străini, ori sunt învățături străine. Și dacă străinii ăștia intră în adunare, și dacă străinii ăștia intră în casa mea, și dacă le dai prilej, când Efeseni 4:27 spune și să nu dați prilej diavolul, dacă deschizi un pic ușa și intră, să vezi ce probleme fac străinii ăștia. Și acum vine Psalmul 74 și haide să citim câteva versete în care omul ăsta povestește ce s-a întâmplat în templul din Ierusalim. Spuneam Psalmul 74, versetul 4:3. Vrășmașul a pustit tot în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. O intrat acum vrășmașul în templu. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă. În curând au sfârmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi și ciocan. O intrat vrășmașul în templu, parcă aveau niște securi și tot ce era podoabă în templu, o dărâmat. Știți ce fac vrășmașii ăștia în viața noastră? Prin adunările și prin casele noastre, tot ce-i podoabă, dărâmă. Numai ca idee vă spun. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Uite la surorile aici, mă uit, și le spune că partea din afara templu au părul ăsta, părul le este o podoabă. Diavolul știe versetul ăsta, îl știe dinaintea mea. Și cât are de lucru cu părul la surori, ba-l tai, ba-l lungește, ba-l vopsește, ba-l încrețește, ba-l tunde, ba-l iar îl face. De ce? Că e podoabă și diavolul vrea să distrugă podoaba. Psalmul 144, versetul 12. Fetele și feciorii voștri sunt ca niște podoabe care ai stâlpilor împărătești. Deci fetele, feciorii, copiii noștri sunt niște podoabe înaintea lui Dumnezeu. Cum stâlpii am podobit, stâlpii împărătești, așa sunt copiii noștri. Diavolul știe. Și să vezi cu învățătura despre nașterea de copii, cât avem noi de lucru. Câți copii trebuie să am? Mă întreabă, fratele, au scris undeva în Biblie că eu trebuie să am 14? Și eu trebuie să-i dau răspund dacă scrie sau nu scrie. Și învățătura despre nașterea de copii naște la ora actuală în cadrul Bisericii Apostolice mari discuții, mari controverse. Știți de ce? Păi asta e o podoabă, fetele, feciorii voștri, îți podoame, măi. Și diavolul le nimicește cu lovituri străinul. Străinul asta face. Mergem în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Tot astfel și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu... Smerenie. Păi diavolul știe că smerenia e o podoabă și vrea pe mine să mă înalț. Și îmi pune un ziar pe picioare, îmi spunea, pe frate, așa ceva, n-am auzit. Și eu ne mulțumim Domnul și inima mea mare. Și mâine nu mai am har, că Dumnezeu stă împotriva celor smeriți, împotriva celor mândri și dă har celor... Odată am predicat la o mormântare, am venit de la coastă, eu am animale acasă, cresc animale, am venit de la coastă, repede m-am spălat, mă duc la mormântare. Spune fratele Dragoș Prezi, am predicat, mai cred că Domnul a dat un cuvânt, că lângă mine era fratele Virgil Neagă. Și fratele Virgil îmi spune, el e căsătorit cu o verișoară de mea, din sala mine, și îmi spune, băi, ți-a dat un Domnul un cuvânt bun. Dar eu spun, băi, Virgil, nu m-am pregătit deloc. Și el spune, băi, mândrule, băi. Eu când ți-am spus că te-a dat Domnul cuvânt, trebuie să spui slăvit să fie Domnul. Ce vrei să spui dacă te pregăteai, predicai mai bine, nu? Vă vei că ești mândru. Și băi, îmi spunea el, am fost într-o adunare și au cântat un băi la acordeon tare frumos. Și când am venit în bancă, zic, băi, a cântat o cântare foarte frumos înaintea Domnului. Frate Virgil, acum ați răgușit? Dar dacă nu eram răgușit, îți dai seama ce cântam? Că nouă totuși ne place o leacă așa. Să vin frate, vai frate, ce bine ai vorbit, Domnul, ce bine gândesc.
Și diavolul știe asta. Știi ce face diavolul străinul? Vrea să iei podoaba. Eu eram un om pocăit, un mir smerit și vine diavolul, ridică securea și îmi taie smerenia mea și îmi pun un pic de mândrie și nu mai am har mâine. Și acum Psalmul 93, versetul 5 spune: sfințenia îi podoaba acasă Domnul cât vor ținea viacurile, nu? Și Domnul știe că diavolul știe că sfințenia îi podoabă. Și să vezi cum vrea să ne facă spăcătuim, să ne ocrotească Dumnezeu. Amin? Frații mei, eu mai spus și la alții că am vonul vindică. Nu-i prima dată când m-a ridicat bolnav și obosit și am uitat să spun aminul. Mulțumim că ne-ați ascultat și că ne-ați primit. Deci prima dată la voi, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. A existat un templu în Ierusalim, nu știu de va mai fi sau nu. Nu-i treaba mea. Eu când am fost la Ierusalim, ni s-au arătat de câte studențe templul și menora, sfetnicul ăla cu 7 brațe, făcut din 40 de kilograme de aur, mare cât mine, am văzut pe umeraș pus haine preotești, am văzut vase de aram, am văzut trâmbițele de aur făcute, nu știu dacă îl vor construi sau nu. Nu știm când va veni templul din cer, templul lui Dumnezeu, dar până atunci la Deva este templul. Este o biserică a Dumnezeu, voi ca niște pietre sunteți chemați să alcătuiți o casă duhovnicească, să fiți, amin? Și la Deva mai este un templu privat, ăsta sunt eu, eu sunt templu Duhului Sfânt. Atenție la jertfe, curăție și la străini. Și Domnul să ne dea pricepere, amin.